sau multe alte chestii care pot să-ți aducă un venit. Dar nu, dragă, ei rup Netflix în două, încât guvernul cere companiei Netflix să nu mai transmită Full HD, pentru că le cade dracu rețeaua de internet din țară. Cu oamenii ăștia suntem noi pe lângă noi. De aceea noi suntem deosebiți. De aceea tu ești deosebit. Doar pentru că te uiți la canalul ăsta de YouTube înseamnă că ai altă mentalitate, că ai altceva în cap. Salutare tuturor! În acest videoclip vreau să vorbesc pe scurt despre ce cred eu despre toată chestia asta cu coronavirus și cum ne poate afecta afacerile. În acest videoclip am să vorbesc foarte subiectiv, vorbesc despre mine, ce decizii am luat eu, ce am de gând să fac eu. Nu înseamnă că deciziile pe care le iau eu se potrivesc foarte bine cu ceea ce ar trebui voi să faceți, dar m-ați tot întrebat, Andrei, cum vezi treaba asta? Sunt afectate vânzările? Ai probleme? Ai vins cumva în categorii unde Amazon nu mai primește transporturi și multe alte întrebări de genul ăsta? Eu personal am luat decizia să fac un pas în spate, să văd ce se întâmplă. Mi-am vândut tot ce am avut, cred că mai am vreo 30 de bucăți doar dintr-un singur produs. Stau cu toți banii în bancă, e din punctul meu de vedere cel mai safe așa, și aștept să văd ce se întâmplă. Deci, în concluzie, eu, vânzările mele nu sunt afectate de nimic ce se întâmplă în jur, pentru că eu nu mai am produse. Și totodată, în toată nebunia asta cu coronavirus și cu statul în casă, cu izolarea și cu ce se întâmplă cu companiile mari și așa mai departe, eu văd și o parte bună pentru mine. Și anume, faptul că sunt mai mult sau mai puțin obligat să stau în casă. Adică, pur și simplu, de o săptămână jumate, poate chiar două săptămâni, ies afară doar pentru a-mi face cumpărături la supermarket. Atât. Dacă vreau să mă duc să beau o cafea, nu mai am unde. Este tot închis în Germania. Deci câteva zile. Sala este închisă, nu mă pot duce la sală, nu pot să fac cardio, să mi se ducă dracu tot. Nu doar că ești obligat mai mult sau mai puțin să stai în casă, dar nu ai ce face dacă ești afară, decât să te plimbi, mă rog. Dar nu prea sunt genul să mă plimb aiurea, nu am animal cu care, un câine sau ceva cu care să ies afară. Și atunci, marea majoritate a timpului mi-o petrec în casă sau la muncă. Și atunci, eu am decis să mă axez foarte, foarte mult pe documentație despre subiectele care mă pasionează și dacă cumva cineva este interesat ce mă pasionează pe mine astăzi, este să învăț să fac advertising pe social media și pe Google. Pentru mine, sper să nu se strece de tot filmarea cu soarele ăsta, apropo, așa arată soarele pentru cei care stați în zona Ardealului, am văzut că ninge de rupe acolo. Din zona de unde vin eu, bineînțeles. Dar pentru mine, ăsta este cel mai important lucru pe care vreau să-l fac acum. Să mă documentez 10 ore pe zi dacă e nevoie, să stau cu foaia și cu pixul, să-mi notez, să-mi fac schițe, să-mi fac tot, ca în momentul când voi vrea să lansez câte o campanie pe Facebook, pe Instagram, pe Google și așa mai departe, să mă uit la mine în schițe, să văd exact unde s-a fost, ce să fac, cum să fac bidurile, cum să targetez persoanele potrivite, cum să retargetez warm audience și toate nebunile alea vreau să mă pun la punct. Este pasiunea mea să fac reclamă, să fiu un advertiser bun. Chestia asta nu te ajută doar în vânzări, te ajută în multe alte chestii, poți chiar și să-mi iau job de freelancer, poți să lucrez pentru companii de acasă, să fac advertising pentru ele, sunt multe, multe idei care îmi trec prin cap și care mă pot face să am un venit suplimentar în viitor și vreau să profit de lunile astea, sincer chiar sper să fie luni în care să ne țină pe toți în casă și să învăț să fac reclame ca la carte. Deci ca la carte, vor fi multe ore de documentație, voi asculta multe podcasturi, voi asculta multe videoclipuri și așa mai departe. Dar în ce ține de Amazon, sfatul meu care l-am pentru voi, mai ales pentru cei care sunteți la început și da, 99% de pe grup sunteți la început, faceți un pas în spate. Căutați distribuitori în perioada asta. Suntem forțați să stăm în casă. Situația nu este diferită în România față de Germania. Din ce am înțeles, tot este închis și pe acolo, în afară de supermarketuri, de unde ne aprovizionăm cu mâncare și ce mai avem nevoie. Și hârtie igienică, bineînțeles, că asta este cea mai rară și este o necesitate. N-are rost să ieși din magazin dacă nu ieși cu un căruț de hârtie igienică, cel puțin. Căutați distribuitori.
Deci două, probabil o lună, poate două luni, suntem mai mult sau mai puțin obligați, mă tot repet cu chestia asta, să stăm în casă. Vă dați seama, dacă ați fi să luați un Excel și să căutați distribuitori, ce ar însemna pentru câte sute, câte mii de distribuitori ar putea să strângă o persoană ambițioasă care stă 5 ore în fața calculatorului în fiecare zi doar să caute distribuitori? Ăsta este sfatul meu pentru voi. Și este și un fel de idee care îmi trece prin cap. Și eu sincer cred și s-ar putea să am dreptate că după ce trece toată nebunia asta cu coronavirus și începe economia să se stabilizeze puțin, cred că distribuitorii or să aibă din nou nevoie de oameni cu care să lucreze, la fel și brandurile. Pentru că în perioada asta sunt multe depozite care trebuie să se închidă pentru că o singură persoană a luat coronavirus. Am văzut câteva fulfillment centers chiar și din Italia, una sau două, câteva din Statele Unite au trebuit să se închidă pentru că o singură persoană a luat coronavirus. Și atunci se pierd bani, companiile pierd bani, distribuitorii pierd bani. În perioada asta oamenii sunt speriați, sunt oameni care își bagă concediu medical doar pentru a se proteja, neavând nimic, gen nicio fel de simptom, nici măcar o durere de cap, dar totuși se duc la doctor și își bagă concediu medical să stea acasă câte o săptămână, două, să se ferească de o potențială îmbolnăvire. Și atunci vânzările distribuitorilor sunt sigur că se duc în cap. În perioada asta sunt sigur că se duc în cap. Apoi, sunt atâtea categorii unde Amazon nu mai acceptă transportul, da? Home and Kitchen, cea mai mare categorie, cea mai bănoasă, cei mai mulți bani se fac acolo, nu mai acceptă Amazon. Ei bine, ce fac distribuitorii care distribuie Home and Kitchen acum? Pentru că nici supermarketurile nu prea mai rup normele, nici magazinele de stradă nu mai au voie să stea deschise măcar, că sunt magazine unde găsești chestii din Home and Kitchen, da? Nu mai au voie să fie deschise, nimeni nu mai dă comenzi. Ei bine, ideea mea este că după ce toată asta se termină, foamea distribuitorilor de selleri va crește foarte mult. Și atunci e bine ca noi să apărăm cu un telefon, să oferim și noi puțină valoare a anumitor branduri, iar cu distribuitori nu prea trebuie să oferi mare lucru. Distribuitorii nu prea sunt curioși de valoarea ce poți să o aduci anumitor branduri pe care ei le distribuie. Dar eu cred că vor fi șanse mult mai mari ca peste 3 luni probabil să deschidem conturi de wholesale cu distribuitori pe care, dacă i-am contactat în octombrie anul trecut, să ne fi închis telefonul în față. Pregătiți-vă pentru perioada aia. Per total, sfatul meu este, pregătiți-vă pentru perioada când această criză financiară se termină. Pentru că nu e vorba de virus, e vorba de criză financiară aici. Toate s-au dus în cap. Și bineînțeles că printre altele și eu să caut distribuitor, la fel fac și eu, e culmea să dau sfaturi unor persoane, iar eu să nu mă țin de ele. Am și o lista mea creată de ceva timp. Dacă țineți minte, a trecut, cred că câteva luni de când am spus că îmi construiesc o listă de distribuitori care urma să-i contactez și să vă spun cam câți mi-au răspuns și câți nu. Nu m-am mai ținut de planul ăla pentru că între timp a venit chestia asta cu coronavirus. După aceea țin minte că trebuia să termin lista undeva prin decembrie și m-am hotărât ca în luna decembrie să nu mai trimit niciun e-mail la niciun distribuitor, pentru că nu știam care cum intră în concedii sau sunt angajați de ei lor care intră în concedii și treaba se aglomerează puțin și nu mai au chef de mine să stea cu mine la telefon sau să citească e-mailurile și credeam că rata mea, sau m-am gândit logic că rata mea să fiu respins ar putea fi mai mare decât de obicei. Apoi am așteptat să vină luna ianuarie și s-a întâmplat chestia care s-a întâmplat cu coronavirus și am tot amânat. Dar da, eu am deja o listă de distribuitori și o să muncesc la lista mea să o cresc și mai mare, dar în același timp vreau să mă concentrez și pe advertising, pentru că mă pasionează și un lucru care mi-ar place să-l știu. Deci pentru cei care sunteți pe grup, vă sfătuiesc să faceți la fel. Retrageți-vă puțin, așteptați să vedeți ce se întâmplă, țineți-vă banii frumos pe cont, n-are ce să se întâmple cu banii care îi aveți deja în buzunar, mai mult sau mai puțin. Ar putea să se întâmple lucruri aiurea dacă aveți deja bani investiți într-o anumită marfă, iar Amazon dintr-o dată să închidă listingurile, nu știu ce dracul, ce poate să se mai întâmple. Chiar habar n-am ce ar mai putea să se întâmple.
și pregătiți-vă cu muniție pe când toate nebuniile astea dispar. Asta este sfatul meu. Căutați distribuitor. Dacă vedeți că ajungeți la cifra 500, la 600, nu vă opriți. Căutați cât de mult, să aveți lista cât mai largă și sunați și sunați și sunați. Ăsta este cel mai bun sfat pe care eu vi-l pot da. În niciun caz nu abandonați totul. Doar o mică chestie mai vreau să zic și am să închei videoclipul acesta. Au anunțat la radio că anumite state europene au cerut Netflix-ului să nu mai transmită filme Full HD. Pentru că sunt foarte mulți oameni acasă, rup Netflix-ul în două și riscă ca rețeaua de internet națională să cadă, să se prăbușească din cauza că este prea mare volum și să nu mai transmită Full HD. Vă dați seama cu ce oameni stăm noi în jurul nostru? De aceea sunt doar 3% bogați. În loc să citească o carte, în loc să se dezvolte, în loc poate să se documenteze despre lucrurile pe care îi pasionează, care nu trebuie neapărat să fie afaceri. Deschideți un blog despre ce poți să vorbești, despre ce te pasionează și cândva vei câștiga bani din blogul ăla. Deschideți un canal de YouTube și cândva vei câștiga un ban din canalul ăla de YouTube. Sau multe alte chestii care pot să-ți aducă un venit. Dar nu, dragă, ei rup Netflix în două încât guvernul cere companiei Netflix să nu mai transmită Full HD. Pentru că le cade dracu rețeaua de internet din țară. Cu oamenii ăștia stăm noi pe lângă noi. De aceea noi suntem deosebiți. De aceea tu ești deosebit. Doar pentru că tu ești la canalul ăsta de YouTube înseamnă că ai altă mentalitate, că ai altceva în cap. Și în încheiere, nu pot să închid acest videoclip fără să vă urez tuturor sănătate, să aveți grijă de voi, să stați departe de zonele aglomerate ca să nu vă îmbolnăviți sau mai ales să purtați virusul dintr-o parte în alta, să-l duceți la bunici și așa mai departe, că știm cu toții că persoanele în vârstă sunt cele mai afectate. Dar mai ales, nu cumpărați chestiile care nu aveți nevoie. Eu, sincer, e de râs, își râd de fiecare dată când văd pe Facebook oameni care cumpără tone de hârtie igienică, dar în același timp îmi e milă că mă gândesc că sunt alții care au nevoie de anumite paste, de anumite conserve și nu mai pot pentru că sunt unii dintre noi care au luat cu baxurile. Astăzi, de exemplu, la magazin nu am găsit apă niciunde. Câtă apă poți să bei? În fine, aveți grijă de voi. Pa!